Bună ziua și bine ați venit la cel de-al șaptelea laborator de programare Java, laborator la care o să discutăm despre expresii lambda și streams, adică principalele noutăți introduse odată cu Java 8. Hai să creăm un nou proiect Eclipse de data aceasta, deci o să merg pe File, New, Java Project, o să zic eu Lab 7 asta, da? Apoi de aici selectăm Java Standard Edition ori 1.8, adică Java 8, oriceva mai mare, eu o să rămân pe 1.8, e ok, da? Dar ca idee, ca să puteți rula codul de astăzi, e nevoie de Java 1.8 sau mai sus, pentru că o să discutăm despre niște concepte introduse odată cu Java 8. Ok, restul lăsăm așa cum sunt. Dăm aici Next. Da, acum dacă ați selectat ceva mai sus de Java 9, când au fost introduse modulele, să debifați acest create module info.java file, dacă e cazul. Dacă nu, l-aveți ca bine pe disabled. Și dăm finish. Da, și aici în partea stângă ni s-a creat acest proiect. Și hai să adăugăm niște pachete. Deci o să zic aici new package. Și o să încep cu raw.ac.acs.interfaces. Așa. Și haideți să mergem așa din aproape în aproape cu discuția despre prima dată clase anonime și apoi vedem cum s-a trecut în Java 8 de la clase anonime la expresii lambda. Și să spunem că avem o interfață, da? Și interfețele dau un comportament, așa cum ziceam, și o să zic eu aici new interface. Da? Interfețele dau un comportament. Și să zicem că această interfață are sau abstractizează comportamentul unui operator binar. Da? Și o să zic eu binary operator. Acum să aveți grijă pentru că de fiecare dată când voi folosi binary operator mai departe în main, există deja o clasă numită binary operator, clasă sau interfață, deja existentă prin Java Lang Func, ceva de genul ăsta. Da? Să aveți grijă de fiecare dată să o importați pe aceasta, nu pe cealaltă, dar pe cea făcută de noi acum. Ok, să dau finish și ca orice operator binar, da, este un operator care lucrează pe doi operanzi și face o anumită operație. Da, deci, metoda abstractă va fi ceva de genul ăsta și ca să nu fac foarte complicat exemplu, cu toate că aș putea să-l fac cât mai general posibil, da? Să mă gândesc la un binary operator care lucrează pe un tip de dată, să zic T1, și returnează un tip de dată T2, da? Adică adună, scade, înmulțește, împarte, etc. Două obiecte de tip T1, ca să-l fac generic, și returnează un obiect de tip T2. Sau merg pe T1 și adună două obiecte de tip T1 și obține T1, sau le scade, sau etc. Dar ca să nu fac chestia asta și să ne complicăm, o să zic că e public double operate. Da, de operate, de double operand 1, double operand 2. Da, asta e metoda abstractă. Ok, până aici nimic nou. Avem o interfață care are o metodă abstractă care aplică operația respectivă, da? Oricare ar fi ea. Și acum, bineînțeles, suma e un operator binar, are doi operanzi, da? Numărul din stânga, numărul din dreapta. Îi adună, obține sumă. Hai să mai adăugăm aici un pachet, clic stânga, clic dreapta, spunem new package, raw.ac.acs.classes. Iarăși clic stânga, clic dreapta și zic new class, sum. Da? Deci am clasa sumă, care bineînțeles e un operator binar, deci implement binary operator și aici, cum vă ziceam, dar nu cel din Java util function, uite că e tot interfață, ci cel din raw CACS interfaces. Da, bineînțeles, odată ce am făcut asta, e nevoie să supradefinim metoda abstractă, o să scriu aici, o să dau aici dublu clic pe add unimplemented methods. Și bineînțeles, schimb sumă, când îi spun operate, nu o să facă nimic altceva decât return operand 1 plus operand 2. În regulă, hai să
creezi și main-ul, clic stânga, clic dreapta pe SRC, new package, row.ac.acs.main. Și aici iarăși dau clic stânga, clic dreapta, new class, o să zic main cu mu mare și bifez public static void main. Și dau finish. Ok. Și acum, da, pot să merg pe ideea de interfaces type, adică să zic binary operator, cel din row ACS interfaces, da? Operator e egal cu new sum. Da? Și atunci când spun operator, hai să zic chiar cu sysout, sysout, operator.operate de 5 și 3, bineînțeles că o să afișeze 8, da? Suma celor două. Aici și suma trebuie importată. Da, și atunci ar trebui să văd output 8. Și asta se și întâmplă, da, 8.0, că e double. Ok. Acum, dacă aș vrea să fac diferență, nu e nicio problemă. Mă duc și mai creez o clasă derivată din binary operator, zic difference și face diferență. Mai creez una și zic power și ridică la putere și așa mai departe. Da? Deci pentru fiecare tip de operație merg și mai derivez o clasă. Doar că mai devreme de Java 8, ce s-au gândit dezvoltatorii limbajului? Nu e, oare nu putem să facem o modalitate mai simplă de a face chestia asta? Adică eu din tot ce fac până acum e să schimb aici, dacă mă uit în sum, da? Deci creez o clasă nouă, supra-definez cu o metodă, scriu tot ăsta doar ca să scriu aici operand 1 plus operand 2, sau minus, sau mulțit, sau să mai aplic o operație pe cei doi. De ce să creez un nou fișier și o nouă clasă pentru fiecare operație de genul ăsta? Nu mai bine există o modalitate mai simplă. Și atunci au venit de la început cu ideea de clasă anonimă. Și hai să vedem cum arată o clasă anonimă, da? Fie că spun binary operator, operator 2 acum, sau scriu direct operator egal, o să-l folosesc pe același, da, operator egal cu, și pot să spun acum, și aici, da, hai să ne folosim puțin de partea de autocompletare a Eclipse-ului, o să zic new binary control space, da? Și aici o să-mi apară interfață binary operator anonymous inner type. Bineînțeles că eu n-am voie să fac new binary operator, că aș instanția o interfață și e lucru, acesta nu e permis în niciun limbaj orientat obiect. În schimb, ce se întâmplă e altceva. Și dacă ați scris new binary, bin, bin, cum am scris eu, și v-a apărut acest anonymous inner type și dăm enter, apare o sintaxă poate puțin mai ciudată. Da, se face un new binary operator, dar totuși, între paranteze, se face un override de metodă. Da, și să zicem că vrem scădere, atunci o să avem aici operand 1 minus operand 2. Ce s-a creat aici se numește clasa anonimă. Da, e o clasă care nu are un nume și această clasă a fost instanțiată și adresa ei a fost salvată în operator. Da, pentru că se poate face upcasting, operator poate salva adresa oricărei clase derivată din binary operator. Deci ce aici în partea dreaptă puteți să o gândiți ca pe o clasă care e derivată din binary operator, supra-definește metoda și face operand 1 minus operand 2, doar că nu are nume. Se numește clasa anonimă. Odată ce mă duc și scriu operator egal cu altceva, am pierdut această clasă definitiv. Da? Pentru că nu știu cum se numește, nu pot să mai salvez în altă parte. Odată ce am schimbat valoarea lui operator, această clasă e pierdută. Similar, există și conceptul de obiect anonim. Da? De exemplu, dacă vreau să iarăși să fac rapid un obiect și să apelez operate pe el, pot să spun ceva de genul ăsta. New sum, da? Punct operate de 3 și 2. Da, acest new sum e un obiect anonim. N-are un nume. L-am creat doar ca să apelez metoda pe el, să fac de 3 și 2. Imediat ce am trecut la linia următoare de cod, acest obiect este pierdut. Da, deja vine garbage collector-ul și îl dezalocă. Sau cel puțin e marcat ca dezalocabil. Da, pentru că e clar că n-am cum să-l mai folosesc în altă parte, el n-avea un nume. Neavând un nume, el trăiește atâta timp cât apelează metoda asta. După aia e marcat ca dezalocabil. În regulă, deci am văzut până acum cum arată un obiect anonim,
și o clasă anonimă. Bineînțeles, aici când vorbim de clasă anonimă, clasa anonimă e doar asta și are și niu în față, deci e totodată și un obiect anonim. Da? Că clasa asta trebuie instanțiată. Neavând nume, e obligatoriu să o instanțiezi atunci când o definezi, pentru că ulterior nu o să mai poți face, că n-are nume. Acum, pornind de la ideea asta, începând cu Java 8, ce au zis creatorii limbajului? Ok, dar tot e prea complex. Da, tot e prea complicat să fac chestia asta. Adică, până la urmă, ok, nu mai scriu o clasă, nu mai creez un fișier, dar tot scriu toată, dar tot codul ăsta doar ca să vin aici să spun operand 1 minus operand 2. Și atunci, adăugând încă o paradigmă în limbajul Java, da, care este multiparadigmă, au venit cu ideea de expresie lambda. Și ce e o expresie lambda? O expresie lambda nu e altceva decât o funcție anonimă. Deci o funcție care nu are un nume, ci are doar lista de parametri și implementarea, dar nu are un nume. Dacă vreau să folosesc, trebuie să o salvez undeva. Și în Java s-a plecat de la ideea de aici, da? Să am o interfață, să spun new, apoi să am metoda aici, metoda aceasta să fie înlocuită de fapt cu o funcție anonimă. Și cum ar arăta o funcție anonimă pentru cazul nostru? Da, ar fi operator, să zicem că facem mulțire, da? Egal cu. Și funcția nu are nume, dar ce parametri are? Păi cei doi operanți. Într-un funcție lambda nu se mai specifică tipul parametrilor. Se subînțelege, da? Eu trebuie să înlocuiesc funcția asta, se subînțelege că tipul celor două e double și double, altceva nu pot să folosesc. Și atunci nu mai e nevoie să-l mai pun, da? Și pot să zic direct O1, O2. De obicei se preferă ca în expresiile lambda numele parametrilor să fie cât mai scurt posibil, astfel încât expresia să fie cât mai scurtă. Și apoi, da, am pus lista de parametri și apoi ca să pun corpul funcției, săgeată. Și ce vreau să fac? Am spus O1 ori O2. Și acum, asta e lista de parametri, funcția are un nume, că e anonimă, săgeată și ce vreau să fac pe metoda. Asta se numește o expresie lambda. Bineînțeles, acum doar am salvat această funcție anonimă, această expresie lambda în operator. N-am și apelat-o. Vreau să o apelez? La fel ca mai sus, pot să fac un sysout operator.operate, da, de 3 și 5, să zicem, care ar trebui să-mi dea 15. Și hai să rulăm să vedem că e așa. Da? 15. Așa o apelez, da? Pentru că acum operator salvează adresa acestei funcții anonime. Hai să mai vedem niște cazuri. Și dacă vreau să fac mai multe lucruri, gen să zic nu doar O1 ori O2, ci să vin și să fac mai multe prelucrări. Da? De exemplu, să ridic la putere folosind mat.pow. Sau uite, să fac media. Asta ar însemna să le adun și după aia să le împar la 2. Da? Și dacă nu vreau să pun săgeată direct primul plus al doilea împărțit la 2, cum pot să fac asta? Și atunci e simplu, da? Pot să zic operatorul de medie egal cu, iarăși, pot să zic x, y, O1, O2, n-are nicio importanță, x, y, săgeată, și apoi dacă vreau să folosesc mai multe linii de cod, pun acolade. Și zic, de exemplu, double sum egal cu x plus y, punct și virgulă, pot să scriu în continuare, pot să scriu următoarea, e nicio problemă. Singura diferență ar fi că atunci când se pun parantezele acolade, cuvântul cheie return devine obligatoriu. Da? Deci o să zic apoi return sum împărțit la 2. Punct și virgulă și apoi închid acolada. Da? Deci dacă în expresia lambda nu se folosește... și un punct și virgulă la sfârșit. Da, are dreptate. Dacă în expresia lambda nu se folosesc parantezele acolade, nu e nevoie de return, se subînțelege, da, spun săgeată și o operație, se subînțelege că ce operație vreau să fie ce returnată. Dacă pun paranteze acolade, atunci e obligatoriu să scriu cuvântul cheie return, bineînțeles dacă funcția nu cumva returnează void, situația în care nu sunt obligat. Dar altfel sunt obligat să spun return. Uite, mai fiind și mai creez o interfață, zic click stânga, click dreapta aici, new, interface și fac interfața, de fapt n-aveam interfața asta, dar nu e nicio problemă, aveam clasa abstractă, dacă mai țineți minte în vehicul, aveam metoda abstractă move, care zicea mașina se mișcă, bicicleta se mișcă, etc. Na? Așa că hai să facem o interfață movable, da? Am făcut o interfață movable și hai să zic că am public void
Mai des bine move. Da, care n-are niciun parametru. Și vreau să supra-definesc metoda move din interfață prin intermediul unei expresii lambda. Da, și atunci mă duc în main și zic așa. De fapt, hai să facem aici full screen. O să zic move verbal control space, l-am importat, da? M egal cu săgeată și ce vreau să facă? System.out.println, să zicem, de ce vrem noi, the car is moving. Da? Bineînțeles, acum n-am apelat metoda. Cum apelez metoda? La fel ca mai sus. Deci momentan doar am salvat în acest M implementarea metodei. Vreau să apelez M.move. Run. The car is moving. Ce credeți că se întâmplă dacă am mai multe metode abstracte în interfață? Care dintre ele va fi expresia lambda? Da? Dacă movable, în afară de move, mai avea o metodă abstractă, stop. Când ziceam movable m egal cu și o expresie lambda, care dintre ele era înlocuită de expresia lambda? O idee ar putea fi să-și dea seama în funcție de semnătura metodei, adică în funcție de câți parametri pun, săgeată, să-și dea seama care dintre ele e. Dar atunci se pune problema, păi și dacă amândouă n-au niciun parametru. Deci nu poate să fie nici ultima, nici prima, pentru că dacă au aceeași semnătură, de exemplu, mai făceam una stop, dar era la fel, public, void, stop, fără parametri, atunci chiar că n-avea cum să-și dea seama. Și răspunsul e simplu, doar interfețele cu o singură metodă abstractă pot fi folosite ca bază pentru expresii lambda și aceste interfețe au un cuvânt sau au o denumire specială, se numesc interfețe funcționale. Da? Și există și o adnotare pentru asta și o să mergem și noi să folosim această adnotare imediat. Da? De exemplu, binary operator, dacă vrem să spunem că o interfață funcțională, spunem arond functional interface. Da? La fel ca la adnotarea de override, arond override, da? Faptul că punem această adnotare nu înseamnă nimic în plus la nivel de funcționalitate, ci ne ajută pe noi ca dacă facem niște lucruri ce nu se pot face, să ne dea eroare de compilare. Da, la fel ca la override. Dacă eu pun adnotarea de override, dar din greșeală am modificat denumirea sau semnătura metodei din clasa de bază, îmi dă eroare de compilare și zice, păi stai puțin, că tu vrei să faci override, dar nu există metodă în clasa de bază care se numește așa sau are semnătura asta. Da? Nu cumva ai greșit? Așa și aici. Da? Dacă pun această adnotare de functional interface și vin și mai încerc să mai fac încă o metodă, public void x, da? Metodă, imediat îmi dă eroare de compilare. Și îmi zice invalid functional interface annotation binary operator is not a functional interface. Da? Deci nu mai poate fi interfață funcțională pentru că are două metode abstracte. Imediat ce o șterg pe a doua, eroarea dispare. Da? Ați văzut că aveam și eroare în main, că iarăși încercam să folosesc o expresie lambda, o interfață care nu era interfață funcțională. În regulă, hai să mai vedem câteva cazuri. Da? Deci avem aici odată partea de când am doi parametri săgeată fără corp, doi parametri săgeată cu corp, da? Când se pune acolo de se pune return, fără parametri. Hai să mai vedem o variantă în care avem un singur parametru. Da? Și iar mai creez o interfață și o să fac operator unar. Da? Clic stânga, clic dreapta, pe interfaces, new interface și zic aici unary operator. Da, și acest operator unar, bineînțeles că va avea un singur operand, deci va fi ceva de genul public double, iarăși operate, dar avem doar un double operand. Da? Un singur operand, nu avem doi, că e operatorul unar. Mă duc aici, în main, și să zicem că vreau să facă plus plus, preincrementare. Unary operator, hop, și l-am importat pe cel greșit. Da, nu pe cel al meu. Ia uite, n-am din Java util function. Mi-am dat seama că l-a făcut generic. Deci unary operator, control space, vrem pe cel din row ACACS interfaces. Hai să zic op, că mai am unul care se cheamă operator. Deci să zicem op,
da? Săgeată și ce vreau să facă metoda? Plus plus opt, da? Și apoi dacă fac un sysout de op.operate de 5, ar trebui să returneze 6. Hai să vedem dacă așa se întâmplă. Și așa se întâmplă, da? Și mai e o precizare aici. De fiecare dată când am o expresie lambda a cărei funcție din spate are un singur parametru, parantezele nu mai sunt obligatorii. Deci pot să scriu și așa. Da? Deci pentru funcțiile care au un singur parametru, parantezele de la parametrii poate să lipsească. Deci pot să zic direct o săgeată plus plus o. Și e același lucru cu a pune o, acel o între paranteze. Acum, odată cu expresiile lambda, am mai introdus un concept nou în Java, adică în Java 8, numit streams. Acest streams nu are neapărat legătură cu streamurile din Java I/O, input-output, da, streamuri de intrare, streamuri de ieșire, ci se referă la o modalitate de prelucrare in memory pentru colecții și nu numai, dar în principal axată pe colecții, da? Astfel încât eu în memorie să pot să fac sortări, filtrări, operații de tip MapReduce, da, să merg și să mapez fiecare element pe un alt element, pe dublul lui, pătratul lui, etc. Și apoi să reduc totul, să fac sumă, sumă, count, etc. Da? Apoi pot, am zis, să le sortez, să văd elementele distincte. Dacă vreți un fel de SQL, doar că merge din expresii lambda și prin funcții, da? Un fel de SQL aplicat pentru colecții. Acum, nu e ceva original creat de cei de la Java, după cum vă ziceam la început, dacă în primii ani, când a apărut C-Sharp-ul, da, ca și limbaj, acest C-Sharp a luat concepte din Java, a preluat concepte din Java, da, după ce au trecut ani și ca și limbaj C-Sharp a evoluat mai mult, cei de la Java au început să preia concepte din C-Sharp. Și acest concept există în C-Sharp de ceva ani, sau exista de ceva ani când cei de la Java l-au preluat, se numește LINQ, L-I-N-Q, de la Language Integrated Query, și are atât scrierea din Java pe care o să vă arăt în continuare, ceva asemănător, bineînțeles, cât și o scriere similară cu cea din SQL, de genul from, numele colecției, select, where, and, order, chestii de genul ăsta, da? Deci se permite, are două scrieri LINQ. Dacă sunteți curioși și vă întreți interesul, căutați puțin pe Google LINQ să vedeți la ce se referă. Dar în Java are doar scrierea aceasta bazată pe expresii lambda, da? Astfel încât să poți să filtrez sau să transform destul de rapid ceva informații. Și hai să facem niște exemple ca să înțelegeți la ce mă refer. Hai să luăm o listă de întregi, deci list, control space, din Java util, da? Tot timpul lista din Java util, nu cea din AVT, de integer. Hai să zicem list, e egal cu arrays, .asList, ca să dăm direct valori, de 3, 4, 1, 5, 1, 8 și 12. Da? Și să zicem că vreau direct, da, în memorie, să filtrez aceste date și să văd câte elemente pare am în listă. Acum, lista mea are cât unul, pot să vă direct că e destul de mic, are cât 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemente, nu e mare lucru, dar să presupunem că e o listă citită dintr-o bază de date, poate sunt 1.000.000 de elemente. Și atunci cum fac prelucrarea asta rapid? Să văd câte dintre ele au sunt pare, spuneam, da? Și atunci pot să fac ceva de genul ăsta, pot să zic list.string tot timpul, da? Ca să pot să folosesc acest concept nou introdus .stream prima dată, da? Ca să obțin un stream de prelucrare și apoi pot să spun punct și uitați aici, am collect, distinct, count, filter, find any, find first, flat map, flat map to int, to long, for each, n-aia ce vreau să se întâmple, sau iterator, sau limit, câte vreau să fie maxim, sau map, să mapeze fiecare element la un alt element, sau max, sau min, sau reduce, da? Să vin și să reduc lista la ceva mai mic. Sau să skip, să sar peste un număr, da? Skip, sau să o sortez inclusiv cu un comparator.
Și așa mai departe. Da? Și atunci eu ce vreau? Vreau să filtrez. Și atunci spun punct filter și trebuie să dau funcția de filtrare. Funcția de filtrare cum arată? Păi, e o funcție care primește ca și parametru un element, adică un integer, și returnează o valoare de adevăr. Dacă acel integer vreau să fie sau să nu fie în noua listă. Așadar, e o expresie lambda care are un parametru, elementul efectiv, o să zic eu e, săgeată, da? Și returnează o valoare de adevăr dacă acel element vreau sau nu vreau să fie în noua listă filtrată. Păi și expresia e dacă e împărțit cu rest la 2 egal cu 0. Asta e filtrarea. Aici pot să mai pun un set de paranteze. Da? Ca să se înțeleagă că vreau ca săgeata să se întâmple după aia. Punct. Count. Da? Hai să văd câte sunt. La sfârșit. Și aici hai să zic long number egal cu. Da, la sfârșit de fiecare dată, ca să mă întorc din stream, pentru că prelucrarea o fac din stream în stream, adică spun punct filter, punct nu știu ce, punct nu știu ce, punct nu știu ce. Da, toate astea, dacă vă uitați, întorc aici, da? Uite, întorc un stream de integer. Spun punct ceva, iarăși stream de integer, da? Astfel încât eu să le pot pune în orice ordine. Adică dacă vreau întâi să fac distinct și după aia filtrare, sau întâi să fac filtrare și după aia distinct, da? Și le pun în orice ordine, la sfârșit, trebuie să am o funcție care ori îmi transformă înapoi în listă din stream, ori o funcție agregatoare de genul count, max, ceva de genul ăsta. Da? Și hai să-l afișăm pe nb, sysout, nb, care trebuie să fie 3. Hai să vedem. Run. Și într-adevăr e 3. Da? Deci 3 elemente sunt pare. Ok. Sau pot să fac dacă vreau, da? Pot să fac să transform înapoi într-o altă listă. Da, să zicem, hai să transform într-o listă elementele distincte mai mici decât 8. Da, situații în care trebuie să am 1, 3, 4, 5. Da? Cum am face lucrul ăsta? Am spune ceva de genul ăsta. Deci am zis că transform într-o listă. Da, list de integer, să zicem new list, egal cu list.stream, ca de fiecare dată. Da? Și am zis că vrem distincte, da? Pot să zic de la început, punct distinct. Cele distincte și am zis că punct filter. Și vrem elementele care sunt mai mici decât 8. Deci e săgeată, iarăși e mai mic decât 8. Punct collect. Și vreau acum să le colectez într-o listă. Uite, aici pot să mai dau un enter, da? Ca să se înțeleagă că e un stream collector și am collectors punct și vedeți că am to collection, to concurrent map, to list, to map, to set, to unmodifiable list, etc. Da? Și vreau to list, eu vreau să obțin. Și atunci, dacă parcurg noua listă, o să vedeți că are doar elementele din listă care unice mai mici decât 8. Deci 1, și hai să zic și sorted. Punct filter, punct sorted. Da, le vreau și sortate. Și atunci vor fi 1, 3, 4, 5. Hai să ne am dreptate sau nu. For integer e în new list. Sys out e. Dacă dau run. 1, 3, 4, 5, așa cum ziceam. Hai să luăm o listă de string-uri acum, uite. Iarăși merg mai jos și zic list de string de data asta. Da, hai să zic string list egal cu, iarăși, arrays.list de something else. A, A, B, A, B, C, să spunem. Da? Ceva de genul ăsta. Și acum, să spunem că vreau să obțin toate elementele care au lungime mai mare decât 2. Și după aceea o să fac un alt fel de collect cu join, ca să obțin un singur string. Deci vreau să obțin un singur string
să zic, result, care o să conțină o concatenare a stringurilor care au o lungime mai mare decât 2. String list. Punct stream, asta e clar. Punct filter. Da? Și atunci pentru fiecare string S mă interesează ca s.length să fie mai mare decât 2. Și apoi punct collect și vreau așa. Asta să trec asta mai jos. Collectors. Punct joining. Și vreau să-mi facă join pe cu virgulă și spațiu. Da? Și atunci dacă fac sysout result, o să obțin something, something else, ABC. Dacă astea au lungime mai mare decât 2, strict. Da? Something, something else, ABC. Și mi le transform în string aplicând joining de un anumit caracter. Sau ca să mai facem un exemplu, da, de exemplu, pot să mai fac map. Map înseamnă că mapez fiecare element pe un alt element. De exemplu, vreau să fac o listă cu pătratele numerelor din lista inițială 3, 4, 1, 5, 1, 8, 12, distincte, sortate. La fel ca mai sus. Pot să zic așa. List.map. Sau, de fapt, dacă pătratele sunt distincte, atunci și lista. Pot să zic direct punct stream, da? Ca să, așa, punct distinct. Ca să fie de la început distincte, dacă numerele sunt distincte și pătratele sunt distincte. Punct. Iarăși, pot să o filtrez de la început dacă vreau. Nu pot să o sortez de la început, punct sorted. Da? Că dacă numerele sunt sortate și pătratele sunt sortate. Punct map. Da? Și am o funcție de mapare, în care fiecare element e transformat. Și pe mine mă interesează ca fiecare element să fie transformat în pătratul lui. E săgeată, E ori E. Punct și acum, de exemplu, vreau să-l afișez pe fiecare, da? Și spun punct for each. Și pentru fiecare din elementele obținute vreau să fac pentru fiecare E săgeată system.out. Punct print line. Vedeți că în anumite situații, în expresiile lambda, nu prea merge autocomplete. Unele situații merge, în alte situații nu prea merge. Mai de toată și kicks. Da? Și atunci, pentru fiecare E, vreau să fac system out print line de E. Și atunci, dacă executăm acest cod, ia uitați-l de la alea, 1, 9, 16, 25, 64, 144. De asemenea, pot, de exemplu, pot să fac ceva de genul ăsta și pe random. Da? Pot să am o clasă random. Clasa random la ce mă ajută? Mă ajută să generez numere aleatoare. Da? Și uite, o să zic de la început aici, la începutul main-ului, random egal cu new random. Da? După cum știți, asta trebuie importată din Java util. Da? După cum știți, rolul, de fapt, al claselor abstracte și al acestei utilizări cu interface as type, da, să zic numele interfeței egal cu numele clasei, de fapt mă ajută că eu pot să controlez comportamentul la runtime. Da? Pot să zic aici, de exemplu, uite, o să șterg linia asta, da, și să zic ceva de genul ăsta. Dacă random.nextInt, da, care îmi generează următorul întreg, iarăși împărțit la 2, egal cu 0, de ce par, atunci, hai să scot aici un binary operator puțin mai sus, da? Să zic binary operator și atât, și atunci pot să zic operator egal cu sum, hai să pun și parantezele, da? Respectiv, else, chestia asta, operator egal cu clasa anonimă, da? Și acum, într-adevăr, văd că la runtime, când fac operei de 3 și 2, ori îmi dă 1, ori îmi dă 5, în funcție de valoarea lui random. Da? Asta e demonstrație că această funcție e într-adevăr virtuală și că tot comportamentul se întâmplă la runtime. Pentru că n-are de unde să știe și a dat
A, nu, nu, nu. Aici am șters eu. Trebuia un sysout de operator punct operate de 5 și nu mai știu cât era, 5 și 3. Hai să mergem, da? Și ori 8, ori 2. Și avem 2, mai rulez o dată, 2, mai rulez o dată, 8. Da? Și asta demonstrează că această funcție este virtuală, dacă nu are cum să știe compilatorul cât, ce valoare random obține acolo ca să știe că se apelează suma sau se apelează binary operator, da? Când apelezi aici. Ok, și de fapt la asta se folosesc funcțiile virtuale, așa cum mai discutam și anterior. Dar acum, clasa asta random pe care am scris-o aici, poate să suportă și ea stream-uri. De asta vă ziceam că nu doar colecțiile suportă stream-uri, ci există și alte clase care suportă stream-uri. Și uite, pot să mă duc mai jos și să zic aici că, da, vreau un random, obiectul de mai sus, punct stream. A, nu, nu, nu am punct stream, scuze, am punct și ce vreau să genereze, int sau double. Și random.int, da, să zicem că vreau întregi, folosind int sau double sau ce vreau să generez, atunci obțin un int stream. Da? Un stream punct, să zicem că vreau câți? 5 întregi, punct limit și câți vreau, să zicem 5 valori, punct. Ați văzut că pot să zic skip, să însară peste 5 și să-mi ia 5. Da, pot să am sorted sau pot să am first sau pot să am average, vedeți? Sau pot să am distinct, find first, for each, etc. Deci am zis că vreau, hai să zic sorted, da? Punct, iarăși for each și a mai fost introdusă o nouă chestie în Java, se cheamă referință de metodă sau method reference și seamănă cu operatorul de rezoluție din C++. În ideea în care, atunci când am metodă care coincide metodei ce vreau să fie înlocuită în expresia lambda, pot să zic direct numele metodei. Da? În cazul meu, de exemplu, eu aici trebuie să afișez ceva. Există o metodă, adică aș putea să trimit în sistem outprintline exact acest E, adică aici, da? Eu am un element E și vreau ca acest element să fie afișat. În loc să scriu E săgeată, system.out.println, de E, nu aș putea cumva să scriu direct numele metodei care vreau să apeleze pentru fiecare E? Și răspunsul e da și se scrie cam așa, system.out, două puncte, două puncte, println. Da? Și asta înseamnă că pentru fiecare element vreau să mi se apeleze această metodă ca să nu mai scriu expresie lambda și ăștia sunt cei 5 întregi. Da? Vedeți că o parte din ei sunt negativi, o parte din ei sunt pozitivi. De exemplu, dacă vreau să obțin iară, să fac map și fiecare element să fie, nu știu, să zicem aici, da? Avem un map, să fie dacă îi par jumătatea, dacă îi impar dublu. Am făcut eu o funcție, da? Și atunci pot să mă duc în afară, să-mi fac o metodă, da? În afara main-ului, da? Uite, îmi fac public, static, hai zicem double. Sau am zis, uite, hai zic int, da? Public static int transform de și ziceam că transform de un int x dacă ce ziceam x e împărțit la 2 egal cu 0, atunci vreau ca să-mi returneze x împărțit la 2 else vreau să returneze dublu, nu? Return 2 ori x. Acum, ca să nu scriu toată chestia asta acolo, dar într-o expresie lambda, pot să o scot în afară și când vreau să fac efectiv transformarea, și hai să merg iarăși să zic list.map, .stream.map, list.stream.map, .map, da, pot să zic direct transform. Da, punct, ce aș mai vrea? For each. Hai să merg așa. For each. System.out.println. Așa cum vă ziceam, nu tot timpul funcționează autocomplete în expresii lambda.
Hai să dacă a mers. Main 2.2. Transform. Da? System out, scuze, 2.2. Printline. Da? Și atunci ar trebui să obțin, am zis că pentru fiecare, dacă îi par, obțin jumătate, altfel dublu, o să am 6, 2, 2, 10, 2, 4, 6. Ia să vedem. 6, 2, 2, 10, 2, 4, 6. Da? Deci, dacă vreau la un dat în loc de expresie lambda să folosesc o funcție existentă, da, pot să fac chestia asta și dacă funcția este statică, spun 2.2. pe clasă și numele funcției, dacă funcția e non-statică, da, pot să zic pe pachet, de exemplu, pachetul în care e, da, cum e aici, system out, 2.2. Printline. Mai există și conceptul de parallel stream. Și hai să facem un exemplu. Să zicem iarăși că vreau să, nu știu, să iau lista de stringuri și să sortez, să obțin doar stringurile care încep cu A, să zicem, da? Și atunci o să zic string list punct parallel stream punct filter și atunci să avem pentru fiecare, da, să am pentru fiecare E, vreau ca E.starts with A. Punct collect, pardon, collect the collectors punct joining de spații. Da? Și aici să obțin, ia să dau mai jos filterul, da, un string filtered list egal cu, și aici să zic sysout filtered list. Da? Situația în care trebuie să am A, AB, ABC, cred. Hai să vedem. Da, A, AB, ABC. Care e diferența între stream și parallel stream? În situația în care calculatorul pe care rulați acest cod are mai multe nuclee, da, procesorului de fapt, da, are mai multe coruri, atunci se împarte jobul, e adevărat, noi avem 5 valuri de toate și cred că laptopul meu are 4 nuclee. Deci, na, mare lucru de împărțit nu e, dar ca idee, dacă avem valori foarte mari, da, poate giga de date in memory pe care vreau să le procesez rapid, pot să mă folosesc de toate core-urile și el ce face? Dă, împarte problema de rezolvat în câte core-uri am, în 4 probleme diferite, face procesarea în paralel pe fiecare core și la sfârșit agregă rezultatele. Da? Deci aici dacă aș fi avut 2000 de stringuri, împărțea, să zicem că am 4 core-uri, împărțeam câte lista în 250 de, în 4 liste de câte 250 de elemente, făcea prelucrarea, le căuta pe alea care încep cu A în fiecare listă parțială și la sfârșit le agrega pe toate. Da? Punea cele 4 liste, subliste obținute la un loc și ăsta era rezultatul. Da? Asta ține de paralel programming ce vă pot zice acum, dar are chestia asta built-in pentru calculatoare care suportă lucrul ăsta. Data viitoare o să discutăm despre fire de execuție și o să vedem cum putem și noi să ne folosim de acest paralelism, da? Și să deschidem mai multe fire de execuție în același timp, astfel încât să facem lucruri în paralel. Dar nu tot timpul folosirea de fire de execuție secundare înseamnă și paralelism și paralelismul înseamnă multithreading. Da? Cele două concepte parțial coincid, dar nu total. Da? Pot să am paralelism și fără mai multe fire de execuție, și aici un exemplu, da? Folosirea core-urilor separate, pot să am mai multe de fire de execuție, dar să n-am paralelism, situație în care, de exemplu, vreau să am doar asincronicitate. Dar mai multe detalii în laboratorul viitor.